Bună seara, dragii mei, săgetători, arcași, către cele mai înalte idealuri. Pentru cei idealiști fac acum această etalare și vă transmit la mulți ani. Pentru cei care încă nu ați descoperit această latura voastră și încă vă luptați cu centaurul, cu natura și latura voastră pământeană, vă doresc în această perioadă și în următoarea care vine să vă descoperiți arcul care țintește cât mai sus. Tot în timp ce pregăteam cărțile, la mulți ani, am zis la mulți ani, la mulți ani, pe toate planurile, la mulți ani și fericire și bucurie și sănătate. Îmi pare rău că am întârziat, vă dați seama că am avut motive. În timp ce am amestecat, o carte a apărut. Împingeți prin orice insecuritate. Împingeți, în fine. Traduce așa, motamou, cam aiurea. În fine, deci încerca să treceți. Aici este, ce asta face săgeata. Trece și prin nori și prin ploaie și prin aerul acela frumos, senin, al zilelor de vară. Și prin ninsoare. Și poate interesant, nu mă pregăteam să zic așa ceva. Ia mai citiți un pic despre cum foloseau săgețile strămoșii noștri daci. Ce tari erau, da? Acum, probabil că ceva s-a întâmplat la primul pătrar de lună din Rac. Ori în vară, ori aveți de-a face cu cineva în zodia Racului, ori ceva s-a întâmplat. Dar poate că cineva în zodia Racului are niște nesiguranțe, poate voi aveți nesiguranță în relație cu acest personaj, dacă există cineva cu marcaj în zodia Racului, este foarte posibil, dar nu obligatoriu. Având o carte, încercați să o înțelegeți cum simțiți. Eu vă citesc cartea, voi o aplicați în viața voastră cum simțiți, pentru că nu pot să transmit același mesaj pentru toată lumea. Adică, același mesaj este, însă se aplică diferit. Se aplică diferit. Înțelegeți? Pentru numele lui Dumnezeu, că lucrurile se manifestă diferit de la om la om și sunteți mulți, de diferite generații, da? Și de diferite zodii, că poate nu doar zodia săgetătorului asculte, poate aveți ascendent, poate aveți nodul nord, Venus. Foarte frumos a venit aici, asul de cupe. Vedeți ce frumos? Asul de cupe. O nouă dragoste, dar mai presus de toate dragoste față de voi, de o dragoste în aceea înțelegătoare în care vă vedeți și latura aceea despre care am vorbit, instinctivă, pământeană, asta e, suntem pe pământ. Și vă descoperiți tolba cu săgeți și țintiți către mai mult, către iubiri adevărate, eventual. Eventual. Dar, în cazul în care o nouă dragoste se arată la orizont, ar fi minunat, felicitări, lucrurile se vor exprima și manifesta foarte repede, într-un mod neașteptat, cavalerul de spade. Cavalerul de spade care are în spate o inimă frântă, dezamăgită, rănită, puteți să fiți voi, poate să fie persoana care ar putea să vă declare dragoste. După o perioadă de analiză, aș spune studiu, poate chiar mini-spionaj cu valetul de spade. Poate ceva s-a spus și acele cuvinte au rănit, n-au fost înțelese, a fost un mercur retrograd, totuși e un valet, nu e chiar atât de grav, totuși. Poate aveți pe cineva cu marcaj în semn de aer, aici a trei de bâte ar putea să fie a treia zodie de foc, sunteți voi. Pentru că trei de bâte înseamnă călătorii, înseamnă aștept. În sensul de priviți în zare și aveți încredere, nu așa că așteptați să treacă timpul, aveți încredere că pe această apă, că în calea voastră, în viața voastră va veni și dragostea, va veni și vindecarea și sănătatea și tot ce vreți voi. Da. Au fost conflicte. Poate între voi și semn de foc. Poate cineva n-a știut să aleagă. Pământ, fecioară, foc, aer, apă, toate semnele, dragii mei, toate semnele. Ideea este că dacă a fost o separare, o tăcere, o, soarele și eremitul, după o perioadă, trei de cupe și soarele, după o perioadă de mari bucurii, aș spune, a apărut o tăcere. Nevoia cuiva de a investiga, de a-și înțelege aceste emoții.
pe care l-a trăit alături de voi, poate. Și voi ați lăsat tăcerea să se pună, ați susținut-o într-un anumit fel și e bine că nu ați râcăit, să zic, atmosfera. Bănuiesc că nu, sper că nu. Pentru că uneori tăcerile sunt necesare ca să ne înțelegem. Ca să ne înțelegem. Hai să vedem. Situația generală în această perioadă. Săgetătorii. Ah, interesant. 6, apropo de așteptare. Interesant, zic de 6, că e cineva care așteaptă. Și de nori, ce zisei eu. Tindeți dincolo de nori. 6 și 20. 6 este numărul îndrăgostiților. Aici reprezintă nori. Dincolo de nori este soare. Dincolo de nori, după ploaie, după nori, apare curcubeul. De-aia zic, tindeți cât mai departe și dacă îndrăzniți, de obicei îndrăzniți. Așa, mergeți, veți descoperi o capacitate de renaștere cu 20 specială. O capacitate de renaștere și puterea de a înflori în sinea voastră. Ia uite ce frumos, soare. Soare în suflet, în suflet îl purtați. Veți purta în suflet soare dacă aveți acum niște probleme, no problem. Dacă aveți probleme, no problem. Că o să treacă, o să treacă. Sunteți puternici. 31, împărăteasa și 1, magicianul. Astea aduc stabilitate, împăratul. Într-un fel sau altul, energia feminină divină manifestă stabilitate în ea însăși și uite așa își atrage sau dacă nu își atrage chiar așa în această perioadă, ajută la creșterea bărbatului divin. Își atrage bărbatul divin sau ajută, îl ajută pe acesta, chiar dacă e la distanță, interesant cum vine mesajul, poate acesta e la distanță. Poate acesta trece prin probleme. Dar, apropo de 2, 2 este un număr de cuplu, da? Sunt două persoane care pot să renască, chiar și la distanță, într-un anumit fel. Uite, apropo de bărbat, bărbatul divin, 2 și cu 8, 10, 1. Magicianul nu neapărat. Dar acesta are de vindecat un stil de viață fals. Fals. Fals, eventual. Hai să vedem cum ar trebui să fiți voi. Asta e situația. Deci poveste de dragoste, 20, renașterea poate să fie, repet, poate și să fie și renașterea voastră personală și renaștere în cuplu. Sau renașterea voastră să atragă renașterea lui a ei, chiar dacă nu sunteți împreună. Of, poate reușesc totuși. Nu că poate, sigur, la anul o să vin cu niște videoclipuri în afara tarotului, pentru că este foarte necesar. Energia voastră în această perioadă, dragii mei săgetători. Mai știți ce bine mă simt? Am făcut băiță, sunt cremuită, sunt parfumată, sunt... Hai, am o stare foarte bună. Sper mesajele să vină fain și la voi. Văzuseră-ți, uitați. Secrets. Marea preoteasă. Același animăluț era pe aici, nu? Uite, vulpița, lynx. Poate că există o invidie între... Față de voi, femeilor divine, femeile divine din această categorie de săgetători. Că nu ar fi toate, dar unele sunt, știu sigur. Există o invidie și ar putea chiar să fie invidia bărbatului divin, care încă nu s-a dezvoltat, încă nu s-a transformat. Repet, transformarea voastră aduce și transformarea lor. Acesta ar avea niște tendințe posesive, v-ar ține, v-ar, poate chiar... Oh. V-ar ține clar doar pentru voi, doar pentru ei, pardon, pentru voi doi eventual. Ce vreau să spun, aici este un personaj... care, pe lângă posesivitatea pe care o are față de femeia sa, divină, aici o femeie. Și tot apar mesaj pe o femeie evoluată, nu așa? Nu e femeie karmică, nu e energie karmică, care nu știe ce vrea, ce face, ce, da? Nu, e femeie care
știe cum să manifeste abundența, dar știe și cum să-și acopere parte din putere, pentru că uneori puterea trebuie ținută în secret. Nu e pentru oricine. Nu trebuie împărtășită cu oricine. La capătul setului de cărți, transformare, stabilitate. Apropo de stabilitate, am vorbit mai devreme, dar schimbare care ține, nu e renaștere, dar 33, 6. Am zis, vă schimbați împreună. Creșteți împreună, creați împreună. Vedeți, apropo de mimetism, aceea spirală o găsim și la personajul feminin și la acest cameleon. Și ăsta parcă ar fi un arc. Împreună puteți să... Veți vedea în timp, veți vedea. Dar hai să vedem. 33, 8, 6 și 8, 6, cuplu îndrăgostiții și 8 care se transformă, 6 și 20, renaștere, transformare, schimbare, împreună. Și când zic împreună, nu mă gândesc, nu zic că vă țineți de mână, împreună în gândire și simțire. Așa simt. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, însăgetător. O dată, decembrie 2022. Am ajuns la final de două ori. De trei ori. Ia uite, patru de bâte. Probabil flăcări gemene pentru unii dintre voi. Dar nu doar, e vorba de stabilitate acasă. Și în corpul vostru și în casa voastră și oriunde ați fi. Cât ați fi voi de versatil, aveți nevoie de un spațiu în care vă simțiți siguri. Trecut. Justiția. Justiția, wow, moartea și nouă de bâte. Probabil au un divorț pentru unii dintre voi, clar. Dar divorțul ăsta v-a făcut mai puternici. Nu știu care... Da, un divorț, clar. Sau persoana cu care aveți de-a face, divorț. Blocaje. Dar nouă de bâte ține și acesta tot de zodia săgetătorului într-o anumită formă și de Chiron. Poate aveți Chiron în săgetător, eu știu. Sau într-o, sau un scorpion sau în balanță. În fine. Dacă aveți Chiron în balanță, probabil că ați experimentat unii dintre voi relații dureroase, dar din care ați învățat să rezistați și să vă transformați în bine, aș spune. Așa ar trebui. Hai să și... Asta e before, te rog. Să și clarificăm. Ia, curățăm cărțile. Un pic. Așa, o fuguță. Clarificăm trecutul pentru săgetător. Trebuie să facem un pic de trecut, chiar dacă vă deranjează pe unii dintre voi. Trebuie. Pentru că în funcție de ce apare în trecut și ce apare la situația generală, vă dați seama dacă este pentru voi, dacă ați experimentat aceste situații și atunci puteți să ascultați în continuare. Dacă nu, sau nu vreți să mai ascultați despre problemele astea, skip. Ascultați în altă parte. Ia uite, luna, secrete. Mistere, neînțelegeri, dar... Justiția, te rog frumos, clarificăm justiția. Da. Am văzut magicianul. Ați văzut și voi. Doi de cupe. Acușica. Clarificăm moartea. Smulte. Clarifică moartea. Posibil cineva cu marcaj în scorpion, am văzut odată. De trei ori. Moartea și 10 de spade. Care înseamnă durere, trădare. Clarificăm 9 de bâte. Odată. De două ori. De trei ori. Au fost confuzii. Cineva a avut opțiuni. S-a dus în stânga-dreapta. Magicianul pe care l-am văzut mai devreme a revenit. Dacă știți că ați avut pe cineva care v-a manipulat, care v-a trădat, ați blocat. Ați hotărât să blocați acel personaj manipulator care v-a trădat. Probabil cu marcaj puternic... în semne de aer,
Alt semn de foc sau alte semne de foc, scorpion și ce ar mai fi afară de aer, gemeni, balanță, vărsător, ar mai fi putut să fie și fecioară, dar nu obligatoriu, pentru că magicianul îi reprezintă Mercur. Dar, așa, ca să vă dau zodii, că vă place. Ia mai dăm, clarificăm și doi de cupe, mai dăm o carte pe doi de cupe. Aici e chestiunea, în trecut. Regina de cupe, hopa! Peștrac, scorpion. Iar apare. Mai! Acasă! Acasă, în cuplu! Nu știați atunci! În cuplu, în contract! Nu știați atunci ce griji urmează să vă aștepte și ce supărare, să zic, și ce transformare. Poate a fost pierderea cuiva, eventual. Iar apare moartea și 9 de spade și aici nu moartea și 10 de spade. Poate. Dar nu vorbesc mursa de moarte, vorbesc de o situație care v-a provocat să vă transformați viața. Ori voi, ori cu cineva din, cu care erați într-un anumit cuplu, contract, și-a întâlnit un suflet pereche. Și-a întâlnit un suflet pereche. Și din cauza asta a apărut sentimentul de trădare pentru celălalt, de moartea contractului, moartea situației. Și apoi ați fost obligați, unul dintre voi, sau poate fiecare pe partea lui, să blocați ceea ce ați considerat din partea celuilalt manipulare. Ei pe voi, voi pe ei, știți cum e. Hai să vedem în continuare prezentul. 9 de monede. Apropo de divorț, 9 de monede apare ca și persoană independentă. Valetul de monede și 9 de spade. Iar apare, l-am văzut mai devreme. 9 de spade aș spune că e persoana blocată care își face grijă acum. Însă, cine a blocat este concentrat să manifeste independență, stabilitate, 9 de monede. Să se bucure de roadele muncii sale în grădina sa, apropo de grădină de renaștere. Vedeți cărțile? Da? Apropo de 20 de grădină. Iar cineva lucrează în grădină. Acum e cam frig, dar apare semnul fecioare, dar nu ca fecioar musai, apare. Deci Mercur e guvernatorul fecioarelor. Aici este Venus în mod special. Venus poate chiar și Marte sau ascendent în fecioare. Ei zic Venus, da? Poate fi orice alt aspect în zodia fecioare care muncește cu sârg pentru reușitele sale. Varianta bună, da, a acestei zodii. Sunt și variante mai puțin bune. Oricum, așa, ca să vă dau zodii. Avem și Taur aveți și Taur aveți și Capricorn încă n-am văzut. Dar iar apare Gemeni, Balanță, Gemeni, Balanță, Săgetător pe diagonala asta. Cu ce să clarificăm? After, da? Hai să clarificăm cu after, pentru că acesta este un prezent care se va schimba înspre viitor. Clarificăm 9 de monede. Cu alte cuvinte, în prezent, repet, vă concentrați pe munca voastră, eventual. Nu și cu 10. Așteptați? Nu știu dacă așteptați. Cred că cineva încearcă să vină spre voi să vă ofere o discuție, un dar și să creați un cuplu. Cred că are legătură cu acest cuplu de aici. Dacă sunteți voi minunat, dacă e persoana cu care aveți de-a face, ce pot să zic? Nu vă pică bine, da? E 9 de spade. Dar nu știu exact care sunteți, pentru că variază. Repet, este etalare colectivă și eu n-am de gând să mint, sunt sinceră. Aici sunt doi oameni care încearcă o colaborare. Se gândesc măcar. Și cred că vor și realiza că sunt semne de pământ și asta înseamnă manifestare.
Da? Că tot blocați un trecut dureros și vreți să manifestați un succes. Poate să fie și profesional. Poate să fie și familial, 9 și 1, 10. Eventual studiați valetul de monede, studiați intens cum să ajungeți la acest 9 de monede, la independență. Că e central, studiați. A, interesant, între 9 de spade și 9 de monede, aici face parte din manifestarea voastră, iar și pe sub 9 de bâte. Interesant, sub 9 de bâte. Poate totuși, interesant, în trecut, completez mesajul din prezent cu niște informații din trecut. Acest doi de cupe, regina de cupe și justiția, poate să ține de o prietenie care vă echilibrează viața, vă vindecă într-un moment foarte crunt, într-un moment în care simțiți că toată lumea v-a trădat, într-un moment în care a trebuit să vă transformați și rămâne în continuare să vă transformați cu 20, da? 13, 20. Avem aici 8, aveți, unde mai era, aici change, schimbări, da, schimbări, transformări, renașteri, alchimizări. Ce vreau să spun, ar putea, pentru că e central, unii dintre voi, depinde de vârstă și de situația prin care trece, să studiați. Poate faceți niște cursuri, poate vreți să investiți în ceva financiar ca să ajungeți la independență. Cu alte cuvinte, e momentul ăla de alegeri, de manifestare. Ca să vă găsiți echilibru despre care am vorbit mai devreme, dar hai să și clarificăm. Păi, știți că decât să stați cu griji, cu lacrimi, în trecut... N-aveți altă șansă, zic eu, pentru cei care vreți să fiți puternici, n-aveți altă șansă decât să investiți în voi, în creșterea voastră. Și e drăguț că stați spate în spate cu suferința, vedeți? Față în față, ce frumos mesaj, vedeți? Față în față cu realizele, chiar dacă nu sunteți aici unii poate sunteți la valet. Într-o anumită fază, vă găsiți un nou job, investiți în ceva pe lângă job, că o să mai faceți bani, da? Da? Sunteți față în față cu o viitoare realizare sau cu un personaj care vă inspiră și vă gândiți, iete, aș putea și o să fac, nu ca el că nu e frumos să copiez sau ca ea, dar în varianta mea, ceva de genul. Ia să încerc. Da? E un studiu. Și atunci stați față în față cu persoana care vă inspiră sau cu idealul, apropo de ce ați mai devreme, care vă inspiră și spate în spate cu suferințele care, da, grijile, eu știu, judecățile altora, prejudecățile altora, care probabil că uneori noaptea se resimt după o asemenea durere, n-ai cum să nu-ți mai aduci aminte măcar din când în când. Da? 9 de monede. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, cavalerul de pute. Că trebuie să aveți încredere. Știți? Știți? Ia, extraordinar! Iar apare moartea. Însă acum deja, pentru că e after tarot, acum este victorioasă. Da, ok, oamenii plâng, da, face parte din această viață pământeană, moartea. Și nu doar. Din întreg universul. Dar moartea aduce și soarele. Soarele în suflet, dragii mei. Soare în suflet. Dacă vă gândiți cum să... Dar ce mai, moartea, asta imediat o să vedem cum se clarifică, deși hai să dau mesajul că nu cumva să-l uit. Moartea pe 9 de monede poate să însemne căsătorie cu cineva, adică cu alte cuvinte, nu veți mai fi singuri, singurele, veți fi într-un anumit cuplu, nu neapărat căsătorie, un anumit cuplu, da? 1 și cu 9, 10. Un anumit cuplu. Hai să vedem valetul de monede odată. Uf, nu mă așteaptă să tai. Ia uite, cavalerul de cupe. Da, cineva vrea să vină. Să fie romantic cu voi și să vă transmită. Da, interesant. Apare 8-6. 7 de spade, împărăteasa, regina de monede, 10 de spade.
Ar putea acea trădare și 10 de spade despre care am vorbit mai devreme. Nu știu a cui a fost acea căsătorie. Acel divorț, poate divorț, dacă nu-i divorț, este trădare în căsătorie, în contract, poate să fie și contract la locul de muncă. E o trădare acolo. Aici e o mamă și o femeie divină sau, da, două femei importante, însă una mai specială decât cealaltă. Împărăteasa e cu mult mai presus decât regina de monede. Nu se cineva a ascuns o dragoste de o altă femeie. Cineva a avut în preajmă două femei. Și am senzația că a ascuns-o și a mințit-o tocmai pe cea importantă. Nu e importantă legal, oficial, ci e importantă ca vibrație. Așa simt. Și din cauza asta va intra în încurcăturile, își va primi cu alte cuvinte karma, dacă nu chiar a primit-o. Sau urmează. Dar, hai să mai dăm 9 de spade. Karma fiind, poate chiar aceste suferințe, pe care ar vrea să le exprime, să-și ceară scuze, poate, ia prima o dată, de două ori, nouă de spade. Iaha, că nu mă așteaptă și e și invers. Roata norocului invers. Ha. Asta e. Deci după trădarea pe care ați experimentat-o, unii dintre voi zic, eu sper că sunteți voi, intrați în transformare. Este și perioada voastră și nu intrați în panică că am făcut pe 10, pentru că săgetătorii, de fapt, săgetătorii sunt până mai încolo, până prin decembrie, dacă stăm să luăm în considerare și zodiacul vedic, pe care eu îl admir mai mult decât pe acesta. Roata norocului invers. Cineva vrea să spună, să transmită un adevăr, să înceapă ceva, dar nu poate, e blocat. Cred că e blocat personajul care v-a trădat. Dacă personajul care v-a trădat ar vrea să mai încerce ceva cu voi, e blocat. Acușica, puteți să inversați și rolurile. Da, sper să nu fiți voi. Eu vă doresc că sunteți sărbătoriți, să vă doresc ce e mai frumos, nu? Persoana aceasta nouă de monede să se transforme, să meargă spre soare. Asta pentru că roata norocului înseamnă Jupiter și e guvernatorul vostru. Dar, de-aia zic, depinde ce alte planete aveți. Mare grijă să nu vă blocați acum. Care ideea? Orice ați fi voi aici. E prezent. Aveți grijă să nu vă blocați destinul stând prea mult în grijă, în stres. Orice ați fi, karmici, divini, pe transformare sau încă cu gândul la trecut, mare grijă. Mare grijă. Asta ar fi un soi de sfat. Dacă ia cineva care nu vine spre voi, nu vine pentru că trebuie să învețe ceva. Aș spune. Hai să vedem viitorul. 8 de cupe. Vă eliberați de cupele goale. Mergeți către nou, către asul pe care l-am văzut. Dragoste față de voi înși vă. Vindecare. Cavalerul de bâte. Voi, da? Și regina de spade. Meditați, gândiți. Dar nu manifestați doar logică. Încercați să vă conectați și la energia divină. Acușica. Hai să mai vedem ce ar mai fi. Da, vă vindecați. Veți vedea că anul care vine va fi... Aici e chiar temperanța, varianta voastră superioară. Mergeți către echilibru financiar, mergeți către un anume tip de generozitate și înțelegere și empatie și vă vindecați. Cu alte cuvinte, dragii mei, cum să ajungi în această poziție în care comunici cu îngerii, te echilibrezi emoțional, îi ajungi pe ceilalți, dacă nu treci prin suferință, pentru că suferințele ne fac puternici.
încercările ne fac puternici, nu bucurile. Nu. Ia uite, interesant, nici n-am, acum am deschis. 10 de spade, a nu știu câta oară apare 10 de spade, Marea Preoteasă. Intuiția voastră vă spune că trebuie să mergeți, oh, ce frumos, să mergeți către vindecare, către stea, eventual către familia voastră, dacă aveți o familie cu care vă înțelegeți bine. Și în timp veți descoperi o capacitate de renaștere și de restabilire. Da. Renaștere, așa văd eu asul de bătă renaștere. Acum ce ar mai fi, pot să inversez un pic mesajul. Dacă ați avut de a face cu un personaj puternic, împăratul puternic, financiar, politic, profesional, poate chiar și familiar, căsătorit, împăratul și 10 de monede, poate a fost o aventurică, ceva, o pasiune, ceva, de care ați fost nevoiți să vă eliberați, pentru că intuiția v-a spus că dacă nu vă eliberați, veți fi trădați, veți fi puși la pământ. Și poate că unii dintre voi, dacă ați avut această intuiție, ați plecat la fix. Ați plecat la fix înainte să fiți, eu știu, absorbiți total de acea poveste. Să clarificăm 8 de cupe. Am zis, în viitor vă eliberați, iar 8. Aveți multe cărți care vorbesc despre eliberare, transformare și sper să nu primesc același mesaj ca la gemeni. Nu, că nu vreau, m-am săturat de transformare. Măi, noi după cum vreți voi. După cum consideră destinul. V-a săturat, nu v-a săturat, asta e destinul, vă trece prin, eu știu, furcile caudine, nu? Ca să vă descoperiți potențialul. Interesant, iau de unde s-a oprit. La putere, 6 de cupe. Și vorbim de un viitor. Veți avea parte de acea dragoste specială, dar hai să vedem. 8 de cupe odată. Ia uite mă că nu mă așteaptă. Cavalerul de monede. Iar marcaj în zodia fecioare. Poate aveți în casa 6. Zodia fecioare reprezintă casa 6 a muncii. Acolo e o chestiune. Ca să nu ne fixăm doar pe zodii. Dacă vă eliberați, sper să reușiți cât mai mult să vă eliberați de, eu știu, problemele pe care le-ați avut. Mergeți cu pași mici și siguri către, am zis, stabilitate, valetul. Dacă acum studiați și aveți un motiv de inspirație, un personaj care vă invită, vă inspiră la transformare, de la valet în viitor veți descoperi cum e să fii cavaler, cum e să lucrezi în grădina ta, să te extinzi, mai cumperi un bucățică de pământ, un tăuraș, un ceva, da? Și îți crești recolta, apropo de criza financiară care și alimentară care vine. Da, va fi bine. Va fi bine din punctul ăsta de vedere. Iau teastră de monede. Vor fi bani. Când alții nu vor avea, voi veți avea, pentru că vă concentrați pe aspectele practice. De aia zic, aveți grijă să nu vă blocați în stres, pentru că stresul blochează energia. Ăsta e un sfat. Da, dacă știți că v-a manipulat cineva și ați blocat, probabil că ei sunt iar blocați de divinitate și stau și se întristează că nu mai au acces la voi. Cavalerul de bătăi, ia să vedem, o dată, de două ori, de trei ori. Doi cavaleri în viitor. E drăguț, că înseamnă mișcare. Cavalerul înseamnă mișcare după o perioadă de stagnare. Repet, sper să nu fie a voastră. O să vă eliberească. Uite, 10 de monede. Cavalerul de bătăi și 10 de monede. Și faitonul. Vă eliberați de această... Ia uite, vă eliberați de personajul care... Ia uite, care v-a mințit, doamnelor divine. Asta este karma. Karma, vedeți, karma în care intră este această trădare. Ei vor suferi o trădare la fel de mare ca cea pe care ați simțit-o voi în preajma lor sau pe care v-au lansat-o. Prin comportamentul incorrect. Regina de spade. Regina de spade? 9 de bâte. Dar ce interesant, începem cu 9 de bâte, terminăm tot cu 9 de bâte. Sau mai bine terminați. Dar aici sunt două persoane. Va veni cineva să vă ajute. Cu alte cuvinte, da,
Apropo, nu știu, voi știți, poate nici voi nu știți, veți trăi și veți vedea. Va veni cineva să vă susțină. Sunt doi cavaleri aici. Unul mai practic, altul mai vârtos, așa, mai pasional. Dar împreună aș spune că puteți să vă creați stabilitate. Va trei cavaleri cu trei de cupe. Or fi mai multe personaje, voi știți. Uite, 6 de spade. 6 de spade care, da, face călătoria vieții sale, merge către soare. Răsare, eventual. Știi ce melodie mi-a venit acum? There is a house. Încerc să mi-aduc aminte melodia. There is a house. Mai, încerc să o pun pe... Da. Veți fi împreună cu cineva. Veți vedea. Veți fi împreună cu cineva care vă va fi alături în această nouă etapă a voastră. Poate pentru unii nu vor fi la fel de strălucitori cum, eu știu, vă așteptați. Poate, dimpotrivă, pentru alții care sunteți în categoria mai simplă, persoana respectivă este inspirantă, este puternică, lasă în urmă tot așa niște probleme, voi niște probleme și împreună, doi oameni care suferă, dar împreună sunteți puternici, rezistați. Și veți, doi de bâte, vedeți, vă veți face planuri de viitor. O, ce drăguț, da? Vedeți? Doi de bâte și în spate 7 de bâte. Cu alte cuvinte, amândoi ați învățat, persoana cu care veți fi va fi corectă, tocmai pentru că a fost trădată, tocmai pentru că a trecut prin multe. Și amândoi veți fi învățat atunci să puneți granițe personale. Apropo de 9 de bâte, 9 de bâte. Și 2 de bâte. Împreună și la bine și la greu. Ceva de genul ăsta. Iar 6 de spade. Sunt doi oameni care tocmai pășesc pe un alt teren. Astfel de monede. Ia uite. Ce înseamnă asta? Stabilitate. Poate să fie și în afaceri, poate să fie și în cuplu. Veți trăi și veți vedea, pentru că variază de la om la om, dar va fi bine. Un sfat. Pentru săgetător, un sfat. Un sfat pentru săgetători. Ce să fac acum? Ca să ajungă la acea stabilitate, renaștere. Bine, cu asul de cupe trebuie să vă... Ia uite ce frumos, lăsați trecutul în urmă. Și fiți reali, fiți autentici, concentrați-vă pe partea reală a lucrurilor. Nu stați în stres. Lăsați-i pace să stea în stres. Hai mai dăm o carte. Că tot e ziua voastră. Încă un sfătuleț pentru săgetători. Ia uite. Da? E tensiune. E apropo de scorpion. Poate aveți și planete în scorpion. În casa 8-a, că tot a apărut moartea de mai multe ori, transformare. Sunteți în plină transformare și asta durează. Va dura de acum încolo tot timpul. Veți avea probleme. Dar nu în sensul că probleme. Probleme conceptuale, aș spune. Cum să vă transformați. Transformarea e
Odată începută, nu se mai poate opri. Ori în bine, ori în rău, eu sper că e spre bine. Acum, dacă sunt momente tensionante, respirați, faceți... interesant, meditație. Luna plină în Scorpion, parcă fuse, nu? Probabil niște chestiuni, da. Aha, să înțeleg că lucrurile astea foarte intense s-au întâmplat la eclipsele care au fost în perioada Scorpionilor. În fine, luna plină în Scorpion. Ce vreau să spun, încercați și mergeți pe lângă o apă. Mergeți pe lângă o apă și meditați acolo, nu știu. Cred că și patinajul, că tot e frig pentru na, unii dintre voi, probabil că e apă. Chiar dacă e zăpadă, chiar dacă e gheață, chiar dacă e apă curgătoare, stați în zona asta de apă. Și ce mai vine ca idee? Sunt niște sisteme de-astea în care eu apă curgătoare pe masă, prin ambient, poate asta v-ar face bine unora dintre voi. Da, și fiți atenți la, apropo de Zodia Fecioare, poate aveți acolo planete în Zodia Fecioare sau în casa a șasea sau în semne de pământ. Fiți atenți la detalii, la detalii, foarte importante detaliile. Hai să mai vedem un mesaj și cam gata. Mesaj de la îngeri. Cu alte cuvinte, situația, dacă au fost nori, că am început trecutul și prezentul conține una oarecare, să zic, oarecare notă de depresie, de stres, de blocaj energetic. Dragii mei, studiați, repet, citiți, apropo de valetul de monede, citiți cărți, cum să investiți, cum să vă transformați, da? Mergeți la cursulețe, la ce vreți voi să faceți. Cavalerul de cupe vindecă, se vindecă, se umple de apă, apropo. Poate ar trebui să bezi mai multă apă. Deci am început cu nori și cu transformare, renaștere, da, grădina voastră. Și aici la fel, nori și apoi transformare, transformare și grădina voastră, 10 de monede, cavalerul de monede și cei doi care sunt împreună și la bine și la greu. Pot să fie prieteni, nu neapărat iubirii de-astea, amoruri nebune. Pot să fie prieteni și dintr-o prietenie să se nască altceva. Rămâne de văzut, da? Acum, trădările, repet, dacă nu sunt în viața voastră, poate sunt în viața personajului cu care vă veți întâlni, că am văzut totuși un as de cupe. Și atunci, dacă e o nouă dragoste pentru unii dintre voi, nu este doar vindecarea voastră și e o nouă dragoste, experiența voastră dureroasă din trecut vă ajută să-i susțineți, să-i inspirați sau invers. Experiența lor neplăcută din trecut îi ajută să vă susțină pe voi. Hai. Însă. Mesaj. Vreau să vină singurel. Opeșa! Dragostea este singurul lucru real. 6, că am început cu dragostea, da? Și aici este 7. E o lecție karmică. E o lecție karmică pe care shift your focus... Da, concentrați-vă. Apropo, shift your focus. Decât să vă gândiți la ce a fost în trecut, la cine v-a trădat, la aia, că vă blocați energia, schimbați gândurile, da? Forțați-vă! Că la început nu e ușor, forțați-vă și apoi va fi ușor. Ia uite, dragostea face diferența. Și ce mai e aici? Ia uite, sunteți fără limită. În transformarea voastră. Și aveți pe cineva, repet, care vă ajută. Eventual și voi puteți să ajutați pe, eu știu, sufletele voastre pereche, flăcările voastre gemene de la distanță, cei din familia voastră spirituală sufletească. Vă susțin, vibrațional, aș spune. Și iar avem idealismul ăsta, unicornul. Dar vedeți, interesant, femeia divină totuși e în plină transformare. Acum, corfii și bărbați care s-au conectat la această energie a lor interioară, minunat. Oh, da, și calul. Calul, știți că e calul, săgetătorul.
unicornul, Pegas. Frumos. Pentru unii dintre voi, poate descoperiți că nu aveți o natură chiar pur pământeană. Și asta e minunat, dacă o folosiți în sens frumos, creativ. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, vă pup, ceau, ceau!